Mehidințiul va cere de la guvern bani pentru reabilitarea mai multor tronsoane de drum afectate de ploile abundente din lunile mai și iunie ale acestui an. A fost nevoie ca lucrările evaluate de membrii Comitetului pentru Situații de Urgență să fie aprobate într-o ședință extraordinară. Este vorba despre drumul județean 607A pe o lungime de 1,2 km între Cerneți, Valea Copcii, Husnicioara, Peri și Prunișor, drumul comunal 17A pe o lungime de 0,903 km în comuna Husnicioara, 4,340 km drumuri Sătești în comuna Bresnița de Ocol și drumul comunal 6A pe o lungime de 3 km în comuna Bâlvănești. Tot în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență s-a aprobat și construirea unei variante ocolitoare pentru drumul județean 607A ca urmare a închiderii circulației între Oprănești și Husnicioara pe sectorul respectiv de drum din cauza alunecărilor de teren produse de precipitațiile abundente căzute după data de 23 mai 2016. Potrivit unei expertize tehnice cerute de reprezentanții Consiliului Județean, traseul actual nu mai poate fi utilizat, fenomenul de alunecare fiind încă activ, cu potențial de extindere pe o suprafață mai mare. S-a ajuns la concluzia că nu e fezabilă soluția consolidării în acea zonă, alunecarea de teren este încă activă și nu se știe cât timp încă mai poate fi activă, prin urmare costul consolidărilor este extrem de mare. Și s-a ajuns la concluzia de a realiza o variantă ocolitoare, mai largă, de circa 6,6 km, care duce, să spunem, costurile aproape de 100 de miliarde de lei vechi, 10 milioane de lei noi. Pe unde va merge traseul ocolitor, așa cum l-ați identificat? Va merge undeva paralel cu drumul afectat, însă pe o zonă stabilă. Vreau să reamintesc că acolo sunt galerii de mină încă care pot produce alunecări de teren în continuare și atunci s-a identificat o zonă foarte stabilă unde nu sunt asemenea probleme. Urmează acum ca după aceste evaluări, instituția prefectului și Consiliul Județean Mehidinți să întocmească o notă de fundamentare și un proiect de hotărâre de guvern care urmează să fie înaintată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea obținerii de la guvern a fondurilor necesare refacerii infrastructurii afectate.